Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Are cineva săculeț cu nisip și lopățică în portbagaj? Dacă pentru e vreun șofer care are, înțeleg că a circulat știrea că este obligatoriu. Eu nisip s-ar putea să am. Și lopățică de la ea mici. Lopățele nu mai avem, dar nisip. Nu, serios. Eu n-am mai fost la spălătorie cu mașina de 3 ani. Așa. De când a venit pandemia. Adică o spăl, dar exterior. Doar exterior, nu? În interior mai dau, mai șterg un praf. Să-mi aduce aminte când te ofer să mă duci undeva, să zic că iau autobusul. Port bagaj prin catacombe, pe acolo n-am mai umplat, deci e posibil să am chiar și lăstari. Mm-hmm. Nu numai nisip. Deci dacă are cineva, hai facem și așa. Cât dăm noi știrea, dacă are cineva să pulesc cu nisip și lopată în port bagaj, pentru că așa știe că să nu ia amendă, dați-mi un mesaj. 0728 3 de 1 3 de 2. De când aveți săculeți cu nisip și lopată? Și de ce? Pentru că știți ceva? Este fake. Fake news. E o poveste rostogolită pe o mulțime de site-uri. Nu. Și știrea este că se dau amenzi până la 3.000 de lei. Și o mulțime de șoferi înțeleg că și-au și pus săculețul cu nisip. Acum, sigur, dacă ai Dacia 1100 și mai merge, se punea de obicei sac cu nisip în față ca să aibă un pic de... Da. Să stea pe față, că altfel fugea de fund, având tracțiune pe spate. Deci, povestea asta a fost rostogolită pe o mulțime de site-uri și a determinat pe foarte mulți șoferi să umble iarna asta cu sac de nisip și lopată în portbagaj ca să nu ia amendă. Știrea falsă de care vă spun, în știrea asta erau invocate diverse modificări care ar fi avut loc anul trecut sau chiar anul acesta în codul rutier, dar în știri nu era indicat și un articol de lege. Iar sancțiunile despre care se vorbea ajungeau până la reținerea talonului și colegii de la Libertate au investigat chestiunea. În fake news-ul respectiv se vorbește, printre altele, cum ziceam, și despre amenzi de până la 3.000 de lei pentru șoferii care, trași pe dreapta de polițiști, n-ar fi făcut dovada că au un sac de nisip și o lopată pentru dezăpezire pe perioada iernii. Avem pe cineva care are un săculeț cu sare. Altcineva spune că are... Uite, ia, cine? Eugen. Nu e obligatoriu. Spune că el are. Da. De când am, de când am forester din 2015, am lopățică, topor și grătar. Oleg de la Crevedia. Aoleu, nu-mi zice de... Forester, că mă ia plânsul. Aveai acum și tu grătare sau de nostalgie? Aveai nicio treabă cu foresterul. Puteai să ai orice, te urcai pe... Tu aveai rezervă de benzină, că acolo chiar da, trebuia. Da, canistră. Eu canistră. Canistră am ținut multă vreme Subaru. Bun, deci Libertatea a aflat că povestea asta se rostogolește de prin 2020. Dar în materialele de atunci erau citați polițiști rutieri care făceau trimitere la sacul de nisip și la lopată ca fiind doar recomandări, nu obligații. Adică probabil că unul întrebat a zis și ar fi bine să aveți și nisip și poate o lopățică în cazul în care rămâneți împotmoliți. Cei de la Libertate n-au găsit niciun proiect de lege și nicio inițiativă în ultimii 3 ani care să vizeze obligativitatea deținerii sacului de nisip și a lopeții. Iar partea cu recomandarea a fost confirmată acum și acum de cei de la Direcția Rutieră din IGP. Și de asemenea și președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, a explicat pentru Libertate că nu există niciun act normativ în vigoare cu obligația asta și din punctul său de vedere nici n-ar trebui să fie. Citez ce spune domnul Hagiu, care, poate știți, ar fi super simpatic, zice, dacă plecăm de la premisa că trebuie să avem nisip la noi, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele zile, ar trebui să avem și o sărăriță, un buldo excavator și o șenilată cu lamă în față, pentru că asta e evoluția când vine Visco. Are dreptate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.